mergem mai departe. Pentru raci, vești interesante săptămâna următoare, cu siguranță li se vor întâmpla lucruri foarte, foarte speciale. Guvernatorul casei 1 în casa vărsătorului pentru aceștia arată predispoziția către activități schimbătoare. Deci, practic, se pot schimba anumite lucruri, pentru că este foarte mult dinamism între acest Marte care se află în casa lui Uranus pentru ei, motiv pentru care ar trebui ales momentul potrivit pentru a declanșa orice tip de acțiune. Iată, este extraordinar de important momentul în care racii aleg să inițieze ceva sau să intre într-o activitate. Trebuie să facă față unor provocări profesionale importante, să fructifice sau să accentueze la capacitate maximă anumite situații. Nu au voie să facă niciun tip de eroare la locul de muncă. Iată ce le spune Saturn și Luna Neagră în casa profesionalului, în casa serviciului. Este exclus pentru bunul mers al lucrurilor să se facă erori, de aceea vor fi foarte solicitați din punct de vedere energetic la serviciu. Li se cere foarte mult discernământ în luarea deciziilor, iar relația cu șefii trebuie abordată și ea foarte serios, pentru că Saturn, sigur, le indică și faptul că chiar dacă sunt bine priviți de către cei cu putere de decizie, totuși este suficientă o simplă greșeală să se schimbe oarecum acest raport de forțe. Deci, dacă vor fi atenți, dacă vor fi muncitori, dacă vor fi responsabili, le garantăm o situație foarte favorabilă, chiar cu șanse de a fi avansați ierarhic. Dar ar trebui pentru ca acest lucru să se și întâmple, să evite orice tip de complicații, să nu dea curs certurilor, să nu intre într-o competiție care nu își are rostul, ci pur și simplu să demonstreze că sunt foarte buni, că sunt omul potrivit la locul potrivit, că sunt foarte respectoși și foarte devotați în relaționarea cu superiorii. Peste trei săptămâni, intrarea nodului nord în casa banilor, în leu pentru aceștia, arată că se vor ocupa mai mult peste trei săptămâni de zona aceasta financiară. Deocamdată încă se află nodul nord în casa relațiilor apropiate, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie receptivi la cererile celor cu care lucrează zilnic sau de care depind deciziile lor, să revină asupra punctelor de vedere pe care ceilalți le au despre proiectele lor și să găsească acele detalii care îi pot salva din situații complicate. Iată, racii sunt acum puși într-o postură în care chiar trebuie să discearnă, să înțeleagă ce ar trebui să facă, ce hotărâre ar trebui să ia pentru a ieși din situații complicate. Nu putem să negăm faptul că pot apărea astfel de situații. Atenție și pentru ei cum își dozează energia din cauza consumului psihic intens dat de Pluton în semn opus. Există posibilitatea să fie nevoie de mai multă relaxare, trebuie să se detașeze de blocaje și să meargă la fondul problemelor, să-și stabilească prioritățile și să înțeleagă care este fondul unei probleme. Dacă a apărut o problemă în viața lor sau o provocare, este bine să o analizeze până în profunzime. Pentru a se elibera sufletește, emoțiile ar trebui și ele dirijate pozitiv și, de asemenea, nu ar trebui să rămână ancorați în situații trecute a căror rezolvare nu poate nici măcar fi intuită. Deci vom vedea raci care chiar nu pot intui unde vor duce anumite situații. Nu este bine să rămână foarte mult antrenați în acea etapă, în acea situație, ci pur și simplu ar trebui să depășească. O recompensă, ca o concluzie, o recompensă a destinului pentru nativii rac. Săptămâna următoare pot avea o surpriză plăcută din partea destinului. Revin anumite elemente karmice către ei, elemente karmice care ei cred, despre care ei credeau că au fost rezolvate anterior, iată, nu au fost rezolvate suficient, revin. Și ar trebui să aibă curajul să întrezărească șansele de concretizare ale unor situații închise, dar se pare nu închise definitiv. Ce marcaj karmic? Îmi amintesc că anul trecut se făceau predicții pentru RAC pentru acest an și se prefigura ceea ce se intensifică săptămâna viitoare, schimbări radicale, se prefigura în mod special în profesie. Mi-am amintit, fără să vreau, vorbeai despre n-au voie să facă greșeli
să încerce să fie absolut responsabili, atenți, să încerce să nu facă nicio greșeală săptămâna viitoare. Îmi pot permite să spun, chiar cunosc mai mulți raci și îți pot confirma, astrele deja își fac de cap. Am discutat, mi s-a semnalat, există probleme acolo unde părea incredibil și imposibil și nu aveau cum să fie. Într-adevăr, le-aș confirma racilor că ar fi ideal, din punctul de vedere al astrelor, să fie foarte atenți la ceea ce fac, pentru că în săptămâna care urmează, ori vor fi în totalitate, li se vor recunoaște meritele și vor fi recompensați, ori va fi o schimbare radicală de situație. Nu aș vrea să dau nume, neplăcută. Rămână fără, știu și eu, un loc de muncă. Sau, deci, într-adevăr, trebuie să fie extraordinar de atenți în ceea ce vor face în săptămâna viitoare. Pe de altă parte, totuși, pare că astrele i-au înzestrat cu acea stare de conștiință în care ei să-și dea seama, domnule, trebuie să fiu înțelept, atent. Ei deja au avut niște semne. Deja le-au avut, le-au luat în calcul. Și totuși pare că înțelepciunea îi însoțește. Revenim după publicitate cu previziuni pentru nativile.